Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot pentru weekendul prelungit 19, 20 și 21 iunie. Și acum hai să vedem pentru acest weekend atât de încărcat din punct de vedere energetic. Noroc că este un weekend prelungit. Noroc că avem o zi liberă în plus, să vedem ce ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, în primul rând pe partea de dragoste avem Arcana Majoră, Spânzuratul, cartea care în tarot reprezintă planeta Neptun și care ne vorbește despre nevoia de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, astfel încât să ne putem debloca. Hai să clarificăm ce aduce această carte pe partea de dragoste, atât pentru cei care sunteți singuri, cât și pentru cei care sunteți într-o relație stabilă. Ok, aduce niște energii foarte frumoase. Dacă sunteți dispuși să depuneți efortul necesar ca să vă deblocați din această energie de spânzurat, dacă puteți să vă puneți în pielea celuilalt, dacă puteți să faceți un exercițiu de imaginație și să vedeți situația și din punctul de vedere al partenerului sau a partenerei voastre sau din punctul de vedere al persoanei cu care discutați, al posibilului partener sau parteneră pe care îl aveți în minte, dacă puteți să faceți acest lucru, atunci uitați ce cărți frumoase aveți aici. 4 de bâte, motiv de sărbătoare, niște fundații foarte solide, foarte multă pasiune, foarte multă atracție magnetică între cele două persoane, regina de cupe, dragoste adevărată, pură, foarte multă emotivitate, o legătură emoțională foarte strânsă și 8-ul de monede. Da, va fi mult de lucru, dar vi se pare că aceste lucruri nu merită? Motivul acesta de sărbătoare alături de această regină de cupe, oare nu merită toată această muncă și tot acest efort? Răspunsul la această întrebare doar voi puteți să-l dați, doar voi puteți să știți dacă merită să depuneți acest efort pentru a mulțumi această regină de cupe sau pentru a atrage această regină de cupe în viața voastră și să întemeiați ceva foarte stabil, foarte solid, cu foarte multă atracție magnetică, cu foarte multă pasiune și cu foarte multă bucurie, veselie și optimism în viața voastră. Dacă vreți să rămâneți blocați în această energie de spânzurat, în această lume a viselor în care, da, totul e ideal pentru că e doar în mintea voastră, dar nu e nimic real, pentru că spânzuratul nu are nimic tangibil pe care să pună mâna. Planeta Neptun nu ne aduce lucruri tangibile. A, ne aduce vise, ne aduce inspirație, ne aduce gânduri filtrate direct de la divinitate. Da, dar voi aici văd că vă doriți ceva tangibil, ceva real, că de aceea a apărut 8-ul de monede. Ei, dacă vreți ceva tangibil, ceva real, atunci va trebui să lăsați deoparte cărțile de povești și să înțelegeți că aici trebuie să depuneți și voi un efort clar, susținut, pentru a obține această relație. Va trebui să renunțați la niște idei preconcepute, va trebui să vă conectați cu capacitățile voastre de empatie și să folosiți spânzuratul într-un mod pozitiv. Să folosiți această energie astfel încât să faceți acest exercițiu de imaginație și să vă puneți în pielea celuilalt, astfel încât să-i înțelegeți punctul de vedere. Și atunci, într-adevăr, uite aici, o să obțineți tot ceea ce v-ați dorit. Energie foarte frumoasă pe partea de dragoste. Mai departe, în privința sănătății, avem Regina de Stăbii. Energia Reginei de Stăbii poate să fie dură, poate să fie rece, dar în același timp este foarte calculată. Regina aceasta de stăbii nu ia decizii cu rea intenție, nu face lucrurile cu intenții negative. Ea are aici o sabie cu care știe că trebuie să taie lucrurile toxice și negative din viața sa. Hai să clarificăm această regină de stăbii, cum se aplică ea pe partea de sănătate și cum trebuie să folosiți sabia acestei regine, cum trebuie să o folosiți într-un mod înțelept
astfel încât să vă îmbunătățiți starea de sănătate. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant aici cu Regina de Săbii. Nu este momentul să acționați, este momentul să așteptați. Vedem cu șaptele de monede că aici ați plantat niște semințe și acum trebuie să așteptați ca planta să dea rod. Cu treiul de bâte văd că lucruri foarte pozitive vin către voi, vedeți? Această persoană stă pe țărmul mării și așteaptă ca aceste vapoare să se reîntoarcă încărcate cu bogății de pe țărmuri străine. Și aici acest 10 de monede ne vorbește despre longevitate, despre o viață foarte lungă, foarte sănătoasă, despre o persoană care ajunge aici la o vârstă foarte înaintată și care, cu 10 de monede, are foarte multă stabilitate în viața sa. Și pentru că vorbim de partea de sănătate, aici văd că puteți să ajungeți să fiți foarte sănătoși la o vârstă foarte înaintată dacă învățați această lecție a cumpătării și a răbdării. Pentru că Regina de Săbii este și o regină foarte, foarte calculată, foarte răbdătoare, care nu acționează impulsiv. Nu știu de ce trebuia să auziți acest mesaj, poate o parte dintre voi cam exagerați cu viteza la volan, poate o parte dintre voi exagerați în alte aspecte ale vieții voastre. Și aici Regina de Săbii vă arată că trebuie să tăiați acele lucruri din viața voastră, să vă simplificați existența și să învățați lecția răbdării. Aici Regina de Săbii mi-arată că trebuie să renunțați la ideea de rezultate foarte rapide, rezultate cu o singură pastilă. Aici nu există o pastilă magică care să vă ia toate problemele de sănătate. Aici trebuie zi de zi să depuneți efort ca acest grădinar aici din șaptele de monede. Dacă nu luați sfatul Reginei de Săbii, dacă vreți aici să vă injectați roadele muncii voastre cu tot felul de substanțe astfel încât fructele să se facă mai repede, nu o să aibă niciun gust. Dacă în schimb aveți aici răbdare și depuneți efort susținut, constant, zi de zi, ca să udați aceste plântuțe, ca să le protejați, ca să le creșteți, ca să implementați în viața voastră aceste obiceiuri mai sănătoase pentru voi și pentru organismul vostru, o să primiți răsplata efortului vostru, dar durează. Rezultatele nu o să se vadă de pe zi pe alta. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, aici cu 5-ul de cupe, văd că sunteți foarte triști, sunteți nemulțumiți de niște lucruri care se întâmplă sau s-au întâmplat în cariera voastră. Pentru cei care o să lucrați în acest weekend prelungit, probabil că sunteți nemulțumiți de faptul că trebuie să mergeți la lucru. Pentru cei care nu lucrați în aceste zile, vă recomand să încercați să vă detașați de această energie, să vă bucurați de zilele libere și să nu rămâneți blocați aici în lucrurile care nu au ieșit așa cum v-ați dorit voi la locul de muncă. Hai să clarificăm aceste 5 cupe. De ce apar ele în viața voastră financiară și cum puteți să evitați toată această tristețe, toată această durere și dezamăgire? Ok. Da, vedeți? Lucrurile o să iasă bine până la urmă, doar că aici nu sunteți încă la urmă. Adică în final lucrurile se iasă ok, dar voi încă n-ați ajuns la final, mai aveți cale lungă până la final. Aici sunt 3 lucruri care nu au ieșit bine, 3 proiecte care au eșuat, 3 idei care nu au fost acceptate, dar uitați-vă atent aici pe țărm, încă mai aveți 2 posibilități, încă nu ați epuizat toate resursele, toate posibilitățile. Și văd că după acest weekend, sau poate în timpul acestui weekend, o să aveți acest moment de aste bâte, acest moment de inspirație divină în care vă vine o idee, o idee salvatoare, o idee originală și dacă o să dați curs acestei idei, văd aici cu 6 de bâte că o să ieșiți victorioși. Și după această victorie intervine aici carul, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia racului. Arcana majoră care ne vorbește despre lucruri care se desfășoară cu foarte mare rapiditate, cu foarte multă viteză și văd că până la finalul lunii iulie, undeva
prin 22-23 iulie, o să și vedeți niște rezultate spectaculoase în urma acestei idei noi, originale, care o să vă vină în acest weekend prelungit. Prin urmare, relaxați-vă, n-are rost aici să plângeți pentru oalele sparte, uitați-vă la ulcelele pe care încă le aveți aici în picioare, folosiți-vă de eșecurile din trecut pentru a învăța niște lecții ca să nu mai repetați aceleași greșeli și concentrați-vă pe viitor, fiindcă aici viitorul este foarte frumos. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos de la aceste cărți oracol, un mesaj suplimentar pentru acest weekend prelungit, pentru perioada dintre 19 și 21 iunie. Hai să vedem mesajul suplimentar pentru toată lumea, este următorul. Îmi ofer iubire necondiționată. Simt cum inima mi se deschide și știu că în ea este loc pentru mine. Un mesaj foarte frumos care vine să completeze etalarea pentru acest weekend prelungit. Stați cu ochii pe canalul meu de YouTube, fiindcă vă mai pregătesc niște surprize foarte interesante în această perioadă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!